Domnule Iliescu, domnule Iliescu, Hristos a înviat. Așa se spune, mai ales că este perioada pascală. Cum răspundeți la salutul Hristos a înviat? Te rog, nu mă agasa, măi, animalule. Cine a fost Isus Hristos? Isus a fost un rebel. Îl știu de mic, lucra în ateliuri de tâmplărie a lui Iosif. Chiar l-am rugat să fac o noptieră pe care să-mi pun pravda. Mai aștept să o repare. Dar a făcut foarte multe miracole, a transformat apa în vin. Da, roze se pare că era roze, însă eu prefer celul negru, ceai rusesc. A fost lung drumul până la Golgota? <coughs> Au fost câțiva kilometri, însă atunci nu erau ceasurile de tip smart ca să-ți numere pașii. Și care e până la urmă faza cu legenda, cu roșii? <coughs> nu știu, eu le prefer albe și moi <coughs> A făcut cozonac, doamna Nina? Cozonac, da, cozonac mult, cu mult rahat Asta am servit eu tovarășilor din România timp de trei mandate Cozonac cu mult rahat Văd că și acum la bătrânețe sunteți tot ateu Am rămas, să zic, <coughs> liber cugetător <coughs> Am rămas prin, fidel principiului creștin, crede și nu cerceta de asta se ocupă DNA. Ce părere aveți despre faptul că Claus Iohannis folosește avioanele în scopuri personale? Fiecare cu gusturile lui. Personal, nu prefer avioanele. Rămân la vechiul meu hobby, parașutele. Vă mulțumim mult! Hristos a înviat! Adevărat că m-ai intervievat. Dute de aici, băi animalul. Cam asta a fost știrea, asta a avut de declarat domnul... Iliescu. Să sperăm că îl vom prinde și Paștele viitor. Andreea, ai legătura.